Postul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan, urmează să depună o cerere la președinție după ce șefa statului i-a retras toate distincțiile de stat în urma dezvăluirilor de a generalului cu serviciile secrete ruse. Instanța de fond a declarat inadmisibil acțiunea lui Gorgan împotriva Maiei Sandu, pe motiv că el nu a respectat procedura prealabilă. După ce va primi un răspuns din partea președinției, acesta va putea depune o altă cerere. Șefa statului i-a retras lui Igor Gorgan distincțiile meritul militar și credință patriei după ce o investigație jurnalistică a arătat că acesta a avut rolul de informator în favoarea serviciilor secrete ruse. Lui Gorgan au fost retrase și gradele militare. Acesta a contestat decizia președintelui Maia Sandu, însă instanța a declarat acțiunea drept inadmisibilă. Pentru a califica respectată procedura prealabilă este necesar, pe de o parte, ca reclamantul să facă dovada adresării cu cererea prealabilă către părât, iar pe de altă parte să aștepte emiterea decizii autorității publice privitor la cererea prealabilă sau expirarea termenului legal pentru adoptarea unei asemenea decizii cu anexarea acesteia la cerere de chemare în judecată. Judecătorul a constatat că reclamantul Igor Gorgan nu a respectat procedura prealabilă, ceea ce constituie un temei de declarare a inadmisibilității acțiunii în contencios administrativ. Președinția a făcut anunțul despre retragerea distințiilor de stat oferite de-a lungul vremii lui Gorgan la două zile după dezvăluirile propriu-zise și după ce Serviciul de Informații și Securitate a confirmat veridicitatea informațiilor, calificând acțiunile lui Gorgan drept crime împotriva statului care a ar trebui pedepsite în cel mai aspru mod pentru trădare de patrie. În același comunicat al președinției se mai face referire la necesitatea unui control riguros al integrității angajațiilor din instituțiile de apărare și de asigurare a securității statului. Conform investigației, Igor Gorgan a raportat rușilor despre situația politică internă din Republica Moldova și a transmis date despre vizitele reprezentanților Ministerului Ucrainean al Apărării. Igor Gorgan a început să contacteze serviciile ruse de contra spionaj în aprilie 2022 doi după invazia rușilor în Ucraina. Președintele Maia Sandu l-a demis pe Igor Gorgan din funcția de șef al Securității Agenției ONU pentru Refugiați din Republica Moldova la propunerea ministrului Apărării Anatol Nosatei. În perioada 2013-2016 Gorgan a fost șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, dar a fost demis la solicitarea ministrului Apărării de atunci Anatol Șalaru, care l-a acuzat de partizanat politic.